Minunea întrupării Mântuitorului în lumea noastră continuă să fascineze an de an pe orice ființă venită în lumea aceasta. Întruparea este greu de înțeles într-un fel și există câteva ilustrații care ne dau o mână de ajutor să înțelegem de ce a trebuit să vină Dumnezeu în lumea noastră. Una dintre poveștile de Crăciun foarte frumoase se spune că un bărbat necredincios în seara de Crăciun n-a vrut să meargă la biserică cu nevasta lui. A rămas acasă. Voia să se uite la televizor, să-și petreacă singur. Și a venit o furtună năprasnică, o furtună din aceea de zăpadă, că numai în Chicago putem să găsim așa -i. Simi, sigur că da. Bătea o furtună teribilă și la un moment dat, în geamul lui, luminat de becuri, așa, s-a lovit ceva, ciocnit ceva foarte puternic în geam. S-a dus afară să vadă ce se întâmplă, a găsit un cârd de păsări, un stol de păsări speriate de furtună, încercau să intre pe fereastra aia luminoasă din casa lui. Văzându-le speriate, dorind să facă ceva pentru păsările acelea, s-a dus la grajdul care era aproape, la ferma lui, a deschis ușa, a aprins lumina și a încercat să le convingă pe păsări să intre înăuntru. Nici cum. Își dădea seama că în curând o să moară, făcea eforturi, fugea prin zăpadă, nicio șansă. Și atunci și-a dat seama că singura soluție ar fi să poată vorbi cu păsările astea, să le explice că el de fapt vrea să le ajute, o ușă deschisă unde pot să-și salveze viața. Pentru asta însă și-a dat seama că ar trebui să devină o pasăre ca să poată vorbi cu păsările alea. Și în momentul acela, gândindu-se la nevoia sa de a comunica cu alt regn animal, nu? Și-a dat seama de ce a venit Hristos în lumea noastră. Câți dintre dumneavoastră aveți pets acasă? Câine, pisică? Eu nu-l dau pe Charlie nici pe o vacă cu lapte. De fapt, n-aș avea nici unde să o țin, nu? Dar îl am pe Charlie. Haideți să vă întreb ceva, așa, foarte personal. Îi iubim căței ăștia ai noștri, așa, avem grijă de ei, de pisică, de eu știu ce avem prin casă. Imaginați-vă că neamul ăsta al câinilor este în pericol, nu? Și ar exista o soluție, așa, să îi ajuți pe toți câinii ăștia să devină oameni, să devină ca și noi, inteligenți și să vorbească. Îl am pe prietenul meu, Coco, din Chicago, care spune, zice, numai un pic și câinii mei încep să vorbească. Mai este un pic și o să înceapă să vorbească. Am o întrebare foarte personală. Ai fi de acord să te faci un câine? Să-i aduci pe toți în rândurile noastre? Ai fi de acord să devii un câine? Îți lași serviciu, nu? Pierzi tot ce ai, soție, copii, relații, absolut tot, te faci un câine ca să comunici cu patrupedele astea. Știți că Dumnezeu a făcut ceva mult mai a coborât mult mai jos decât asta, să vină unul dintre noi, să fie ca și noi. Asta este miracolul întrupării lui Hristos. Vedeți, noi ne iubim câinii și avem mare grijă de ei, nu? Dar la o adică n-am fi deloc de acord să devenim un cățel, nu? Ca să putem vorbi cu ei și să-i aducem în lumea noastră pe ăștia. N-am renunțat la gloria noastră umană, așa-i? Pe când Dumnezeu a renunțat la gloria lui cerească, Creatorul întregului univers a acceptat să devină unul dintre noi. În seara aceasta aș vrea să vă citesc un text care se citește de fapt la Crăciun, aproape de fiecare dată și îl găsim în Evanghelia după Matei, de data aceasta, la capitolul 2, primele 12 versete.
Haideți să ascultăm, așa cum stați, nu trebuie să vă ridicați, dar să ascultați cu atenție cuvintele acestea. Sunt cuvintele scrise de Evanghelistul Matei despre un eveniment foarte special care s-a întâmplat de Crăciun. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe preoții cei mai de seamă, pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Pe urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. De Crăciun Dumnezeu și-a comunicat evenimentul acesta atât de important pentru rasa noastră umană la extremele societății umane, dacă vreți. Păstorilor, pe vremea aceea, ciobanii erau considerați cea mai joasă clasă socială, încât și în tribunal mărturia lor nu valora nimic, nu erau crezuți pe cuvânt, nu aveau cuvânt în fața legii. La oamenii aceștia de jos vin îngeri din cer să le comunice vestea asta bună. La extrema cealaltă a societății, iată o stea specială aprinsă de Dumnezeu pe cer, vorbește magilor. Pentru că Dumnezeu în harul lui, nemăsurat și nemărginit, se gândește să vorbească pe limba fiecăruia dintre noi. Și nu contează ce suntem, cioban sau magi. Dumnezeu vorbește pe limba noastră a fiecăruia. Dacă ciobanii au văzut steaua și în mod precis au văzut-o, pentru că atunci când strălucește o stea pe cer, ea este pentru toată lumea. Ea strălucește pentru orice ființă umană. Au văzut steaua, dar n-au înțeles nimic. Or fi spus ei, bă, Ioane, este o stea foarte ciudată pe cer. Dețet. Au trecut-o la lucrurile neobișnuite, nu-i așa? Inexplicabile. Pe când, atunci când apare o stea pe cer, oamenii care știu să citească limbajul cerului, știu mesajul divin, ce se ascunde în spatele acelei stele. Dumnezeu vorbește pe limba fiecăruia dintre noi. De aceea nu contează unde te afli. Pe această piramidă socială, pe scara asta, oriunde te afla, există o modalitate în care Dumnezeu îți vorbește pe limba ta. Dumnezeu îți vorbește pe limba ta. Sfânta Scriptură este scrisă să o înțeleagă toată lumea. Nu știu de ce unii au ținut-o închisă cu lacăte, crezând că numai ei știu să o explice. E adevărat, atunci când deschide savantul Sfânta Scriptură, el înțelege la nivelul lui, dar și ciobanul o înțelege la nivelul lui. Dumnezeu vorbește pe limba fiecăruia. Și este extraordinar lucrul ăsta să vezi cum Dumnezeu comunică
veștile Lui pentru noi, pentru capacitatea fiecăruia dintre noi. Steaua Betleemului, cum este numită ea, este de fapt steaua lui Hristos. Ea a vestit nașterea Lui și ea a călăuzit niște oameni înțelepți să se închine înaintea Mântuitorului. O stea pe cer, așa cum spuneam înainte, este un mesaj pentru orice ochi. Stelele, o stea de pe cer este la dispoziția fiecărui ochi. Singurii care nu văd stelele sunt orbii. Ieșiți într-o seară senină a Arizonei și priviți cerul. Probabil că smogul orașului și poluarea care încă există și aici ne împiedică să vedem multe stele. Dar ieșiți undeva la munte și o să vedeți ce multe stele există. Când Dumnezeu aprinde o stea pe cer, este un mesaj pentru orice ochi, pentru orice om. Mesajul stelei lui Hristos, venirii lui Hristos în lume, este un mesaj pentru orice om. Din păcate există teologi contemporani și până și unii dintre tinerii noștri sunt fascinați de ideea asta, că steaua lui Hristos se revelează numai unor speciali. Trebuie să fii ales ca să vezi steaua lui Hristos. Și se creează așa o elită de aleși, de speciali, care se uită cu dispreț la noi ăștia, la alți oameni obișnuiți, nu, nealeși. Și este o mare greșeală. Când Dumnezeu pune o stea pe cer, o pune pentru toată lumea, pentru toți oamenii. Mesajul lui Hristos este pentru toți oamenii. Indiferent unde suntem, între ciobani și magi, mesajul lui Hristos este universal valabil. Ea strălucește, steaua aceasta, peste întreg pământul. Harul lui Hristos, vestea bună a venirii Lui în lume, este universală. Mesajul stelei aprinse de Dumnezeu pe boltă, care vestește nașterea lui Hristos, este un mesaj pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Nu este pentru sfinți. Eu nu știu dacă ciobanii ăștia erau prea sfinți. Nu cred că erau sfinți deloc. Nu erau mai sfinți decât alți ciobani. Erau oameni mai sfinți în Ierusalim pe vremea aceea, cunoscători de lege. Ați observat când i-au chemat pe preoți, știau Scriptura pe de rost. Au citat imediat versetele unde scrie despre venirea lui Hristos. Iar oameni care erau mult mai educați, mult mai religioși. Există complexul ăsta la așa foarte mulți oameni și mai ales la noi românii. Noi, nu e pentru noi. Mesajul lui Hristos este pentru tine. Nu contează cât de păcătos ești. Mesajul este pentru păcătos, pentru păcătoși. Toți suntem păcătoși. Bucuria mea este că noi aparținem unei biserici care spune permanent lucrul ăsta. Noi toți suntem niște păcătoși care avem nevoie de mila lui Hristos, de harul lui Hristos. Noi nu suntem mai buni decât alții. Suntem aici să ajutăm pe oameni să primească mesajul acesta al lui Hristos. Nu să-i umilim cu performanțele noastre religioase. Nu să-i umilim cu înălțimea noastră de sfințenie în care am ajuns. Spunea cineva că am fost criticați ca biserică că nu mâncăm prăjituri. Eram firești, suntem firești, auzi, domnule. Biserica ce mănâncă prăjituri. Wow! Rău, am căzut de tot. Când omul acela care ne acuza așa a fost confruntat cu un păcat de-a lui și păcatul ăsta era gambling, mergea să joace la Las Vegas, nu? Zice, da, ăsta-s banii mei, domnule, munciți din greu la babe, nu? Am dreptul să-i joace la cărți, nu? Asta nu era un păcat. Parcă noi am mâncat prăjituri pe banii altora, domnule. Păi nu mâncăm noi prăjiturile pe banii noștri, nu? Nu muncim noi pentru banii ăștia. Muncim tot la fel. Dar când vrei să faci diferențe, când vrei să spui eu sunt mai bun decât tine, eu sunt mai sfânt decât tine, te leși și de prăjituri, domnule, nu?
Steaua lui Hristos este pe boltă și strălucește pentru toți oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu pe pentecostal, nu pe ăia de la biserica aia la altă. A iubit lumea, lumea, cu toate păcatele ei, cu toate mizerele ei. L-a trimis pe Hristos la această lume păcătoasă. Steaua lui strălucește pentru păcătoși. Dumnezeu vorbește tuturor oamenilor. Gândiți-vă la Biblia naturii, la lucrurile făcute de El și minunați-vă. Zilele acestea, cineva mi-a trimis niște poze cu prietenii ciudate dintre animale. Și mi-a făcut o mare plăcere să văd un cățel ca și al meu, prieten cu o găină. Era un prieten de numai. Să nu mai vorbesc de pisici cu câini. Poze foarte, foarte ciudate. Între animale atât de diferite, poate să existe dragoste, pot să existe sentimente nobile. Este fantastică lumea asta lui Dumnezeu. Luați o simplă floare și uitați-vă la ea. Dacă vreți, căutați pe Google, întrebați-o pe sora asta care le știe pe toate, despre cactus, de exemplu, și uitați-vă la florile de cactus. Veți fi șocați. Câtă frumusețe, câtă artă a putut să pună Dumnezeu în planta asta de care toți ne temem, nu? Neprietenoasă, așa, ca o soacră. Formidabil. Un rus, sunt și ruși care au imaginație, domnule, nu? Rușii care au imaginație. A luat un aparat de fotografiat, nu? A pus o lentilă pe el, a lipit-o cu scotch, cu tape, okay? Și s-a apucat să fotografieze fulgi de zăpadă. Dacă n-ați văzut chestia asta, căutați-o, mergeți la sora asta și întrebați-o să vedeți. Uitați-vă la fotografii de fulgi de zăpadă și o să fiți absolut șocați. Câtă artă, câtă măestrie, cât de sofisticat poate să fie un simplu fulg de zăpadă. Nu vă puteți imagina. Ce arhitect fenomenal! Și ăsta a fotografiat zeci, sute de ei, unul mai fantastic decât altul. Uitați-vă la lucrurile acestea simple și minunați-vă, pentru că Dumnezeu ne vorbește prin această Biblie a naturii. Nici nu trebuie să deschizi Biblia, să-L vezi pe Dumnezeu pretutindeni unde te duci. Iov spune așa, astea sunt numai marginile cărărilor lui. Numai marginile cărărilor lui. Dar cine va putea vedea lucrurile lui alea mari și extraordinare? Și asta este la dispoziția tuturora. Nu contează cine ești și de unde ești. Gândiți-vă că Dumnezeu a dotat orice ființă umană cu o conștiință care îți spune ce este bine și ce este rău. De unde o ai? De unde ai noțiunea asta ce este bine și ce este rău? A pus-o cineva în tine. Te învață propria ta conștiință despre El, despre Dumnezeu. Citiți în Romani 1 cu 19, 2, 14 la 16. Gândiți-vă la revelațiile personale care Dumnezeu vi le-a dat, vise. Fiecare dintre noi avem experiență de genul ăsta cu lumea nevăzută a lui Dumnezeu. În lumea musulmană, la ora actuală, există un lucru foarte interesant. Dumnezeu, Hristos, se revelează în mod personal la musulmani, la care nu ajunge Evanghelia. Sunt mii de musulmani care se întorc la Dumnezeu pentru că au avut vise cu Hristos. Li s-a prezentat Hristos în vise. Există website-uri speciale în care sunt sute de mărturii de genul ăsta prezentate de oameni care s-au întâlnit în vis cu Hristos. A venit Hristos și li s-a revelat într-un mod personal.
Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, deschide-o, te rog, deschide-o. Nu e grea de înțeles, o să o înțelegi. Nu este complicată, așa cum oamenii se tem de ea. Dumnezeu îți vorbește prin oameni, prin prietenii tăi, prin biserică, prin misionari. Dumnezeu vorbește prin oameni. Dumnezeu va scoate în cale pe cineva care îți va da un sfat bun, care îți va da un îndemn excelent. Pentru că steaua asta strălucește pentru toți. Știți care este concluzia? Nimeni nu se poate dezvinovăți. Nimeni nu poate să spună, eu n-am știut, mie nu mi s-a spus. Ba da, dacă ai fi avut ochi, ai fi văzut. Dacă ți-ai fi ridicat ochii în sus, ai fi văzut steaua asta. Dacă te-ai fi gândit puțin, ai fi înțeles. Dacă mai ai fi citit încă o pagină din Scriptură, ai fi înțeles. Dacă te-ai fi dus la biserică și după Crăciun, nu numai la Crăciun, ai fi înțeles. Mesajul este pentru orice om și nimeni nu are scuză. Magii aceștia sunt înțelepți pentru că de îndată ce înțeleg mesajul, acele stele se duc, pleacă. Eu cred că milioane de oameni au văzut steaua aceea. Orice, toți ochii, tuturor celor vii de pe vremea aceea au văzut steaua aceea ciudată pe cer. Dar cei mai mulți au interpretat greșit mesajul stelei. Au ignorat mesajul divin din spatele acelei stele. Știți că ori de câte ori noi suntem confruntați cu mesajul care vine de la Hristos, cu steaua asta a revelației divine, spune Sfânta Scriptură că noi ne împărțim în două categorii, automat. Oameni înțelepți și mai puțin înțelepți. Să nu zicem cuvântul pe care îl folosește Scriptura, proști. Omul prost. Cornilescu este foarte drăguț, nu? Îi spune nechipzuit. E fain. Vrea să fie political correct, probabil. Nu vrea să jignească sensibilitatea nimănui, dar cuvântul în greacă ăsta e omul prost. Omul inteligent este ca și constructorul care atunci când construiește o casă, spunea Domnul Iisus Hristos, sapă adânc și toarnă o fundație solidă. Omul prost se gândește repede la realizări, la casă și construiește deasupra. Și toate sunt bune până vine furtuna, până vine primul necaz. Și casa celuia nechipzuit se prăbușește și se prăbușește cu mare zgomot. O stea strălucește pe cerul vieții tale. Ce faci? Ce faci cu mesajul ei? O să spui, băi, o stea ca ora care o altă stea, nu? Stăteam împreună cu soția în curte într-o noapte și mi s-a părut ceva foarte ciudat la orizont. Nici azi nu știm ce a fost. Nu-mi place să cred că am văzut un OZN. Nu. O farfurie zburătoare. Românii numai la farfurii se gândesc. Mă rog, dar era ciudată, era foarte ciudată, era mai mare decât toate celelalte stele. Cine știe ce conjunctură a fost? Suprapuneri de imagini, nu-mi dau seama, dar era mult mai mare decât toate. Și așa de tare ne-a atras atenția, că cred că am stat vreo oră și tot n-am uitat la ea. Mi s-a părut foarte ciudată, neobișnuită. Ce faci când pe cerul vieții tale apare un mesaj de nas absolut neobișnuit, ciudat? Ce faci? Nu? Îl treci la categoria ciudățenii, lucruri insolite, inexplicabile, nu? Obiecte zburătoare neidentificate, mesaje neînțelese. Asculți mesajul ăsta? Te mână curiozitatea dincolo de cotidian, să vezi ce se întâmplă?
Ești gata să verifici ceea ce ai auzit sau nu? Pentru că s-ar putea să fie cel mai important mesaj al vieții tale. S-ar putea să fie cel mai important mesaj al vieții tale. Magii au fost înțelepți pentru că s-au dus să vadă ce se întâmplă. Ce îmi place la magii ăștia, când au plecat la drum, nu au plecat cu mâna goală, știau că trebuie să se întâlnească cu împăratul. Și în fața împăratului știau că nu o să poată stea cu mâna goală. Și și-au planificat darurile. Știau foarte clar că o închinare nu se poate face cu vorbe, se face cu fapte, cu jertfă. Și și-au planificat darurile. Au plecat pregătiți pentru un rege. Apropo, vreau să vă spun ceva. Când dați un cadou, știți că acel cadou vă reprezintă pe dumneavoastră? Știți asta? Când dăm un cadou la cineva, nu neapărat la persoana la care trimiți cadoul este focusul. Focusul este pe cel care îl dă și cadoul îl reprezintă pe la care dă. Am avut o surpriză extraordinar de frumoasă de Crăciunul ăsta. A sunat un telefon, cineva mi-a cerut o adresă și la ușa noastră a apărut un coș cu toate felurile de bunătăți. Știți unde venea coșul ăsta? Din România. Un prieten bun din România mi-a trimis un coș cu toate bunătățile. Wow! Se schimbă lumea, așa e? Coșul acela reprezenta pe dătător și era la înălțimea dătătorului. Cadoul reprezintă pe dătător. Dacă Dumnezeu ne-ar fi trimis ceva nou, așa de Crăciun, ce știu eu, un înger mai necăjit, ce știu, un înger care n-avea geab, nu? A, du-te mă, fă și tu ceva, nu? Ne-ar fi trimis o broșură cu instrucțiuni cum să scăpăm de păcate. Nu. Cadoul lui Dumnezeu îl reprezenta pe dătător, pe Dumnezeu. A trimis pe singurul lui fiu. Magii știau lucrul ăsta. Trebuiau să aducă un cadou de rangul magilor, nu altceva. Aur, smirnă și tămâie. Cadoul îl reprezentam pe ei. Știți că ori de câte ori ne deschidem punga pentru biserica Domnului sau pentru oricine, pentru orice cineva, cadoul acela ne reprezintă, spune ceva despre noi, spune cât de darni suntem sau cât de zgârciți suntem. Este implicit chestia asta. Spune despre noi. Spune despre inima noastră. Cât de mult ținem la persoana sau la instituția aceea pentru care deschidem punga. De-a lungul drumului, magii și-au păzit darurile, Domnule. Au călătorit mult și greu. Puteau să fie jefuiți, nu-i așa? Sau puteau să tragă concluzia asta, bă, drumul ăsta e lung, periculos, nu? Se pare că e mult mai lung decât noi ne-am imaginat, nu? Hai să ne luăm și noi câteva zile la un hotel de lux, nu? Tot lângă Camille am dormit, nu? Mai luăm din aurul ăsta, că nu o să știe deloc pruncul ăla cât aur am hotărât noi că-i dăm, nu? Vă sună familiar? Dar asta facem noi în fiecare lună, nu-i așa? E adevărat, Domnul ne-a dat bani și pentru Domnul, dar drumul e lung, nu? Eu cred că magii ar trebui să-și păzească darurile astea mai mult de lăcomia lor personală decât de lăcomia hoților care puteau să le fure. Pentru că, vedeți, pe măsură ce ne apropiem, de destinație, cadoul devine tot mai mic, nu? Mai vindem ceva din Smirnă,
mai comercializăm ceva tămâie, mai consumăm ceva din aur, nu? Și la urmă vedem noi, în final, ce dăm Domnului. Ăștia și-au păzit darurile și-au ajuns cu ele intacte. Și și-au prezentat darurile înaintea pruncului, aur, smirnă și tămâie, s-au închinat lui Iisus cu ele. Pentru că în fața lui Hristos nu te poți duce cu mâna goală. Mai am o întrebare în seara asta cu care vreau să închei și predica mea. Vrei să fii o stea pe cerul cuiva? Sfânta Scriptură spune despre oamenii care îi vor conduce pe alții la Hristos că vor străluci cum? Ca stelele pe boltă. Pentru că atunci când călăuzești pe cineva la Hristos, devii o stea călăuzitoare pe bolta, pe bolta vieții acelui om. În viața acelui om devii o stea călăuzitoare spre Hristos. Ai devenit un mesager divin. Duci lumină divină în noaptea cuiva, în noaptea din viața cuiva. Devii misionar sau martor sau călăuză spre Hristos pentru omul acela. Și aici aș vrea să vă încurajez și să vă spun că noaptea este prilejul cel mai bun al luminii. Știți, așa? Știți chestia asta? Ca să vezi stelele, ai nevoie de noapte. Nu cerca să le vedeți ziua, că nu se văd. Stelele strălucesc noaptea. Și cu cât e noaptea mai neagră, cu atât mai strălucitoare sunt stelele. Pe de o parte, noi suntem foarte șocați, scandalizați, revoltați de bezna păcatului din lumea asta, nu-i așa? Și începem să enumerăm toate marele păcate în care zace societatea contemporană. Și începem să credem că vine miezul nopții. Nu, de mult am auzit ideea asta, vine miezul nopții, păcatul la culme. Păcatul e la culme. Tot timpul a fost miezul nopții în lumea asta. Tot timpul păcatele au fost la culme. Tot timpul a fost întuneric în lumea asta. S-ar putea să avem mai multe prilejuri să păcătuim în aceste zile decât, eu știu, părinții noștri. Dar asta nu înseamnă că noi suntem, sau ei au fost mai puțin păcătoși decât noi astăzi, pentru că în păcat ne-a zămislit mama noastră pe toți. Noi nu suntem păcătoși prin ceea ce comitem. Suntem păcătoși din naștere, suntem păcătoși prin natura noastră. Și asta nu s-a schimbat. Când auziți de întunericul și bezna păcatului de astăzi, considerați că cu atât mai mult poate să strălucească lumina Evangheliei în bezna asta întunericului în care te găsești. Cu cât este mai mare ignoranța colegilor tăi în ceea ce privește cunoașterea lui Hristos și a lui Dumnezeu, cu atât mai tare va străluci credința ta în mijlocul lor. Întunericul este ocazia luminii. Este cea mai bună ocazie a luminii. Mai bine să fie o luminiță în plină noapte, spunea cineva, decât un far luminos în plină zi. Mai bine o luminiță, o lumânare în plină noapte decât un far strălucitos în plină zi. La ce folosește? Oh, dacă ar fi toți pocăiți, fan, ce bine ar fi în lumea asta. Nu? Ar fi, într-un fel, ia. Dar nu este asta realitatea. Realitatea este alta. Ființa umană este o ființă coruptă. Și cu cât corupția este mai mare, cu cât păcatul este mai mare, șansa ca lumina ta să strălucească este mai mare. Stelele strălucesc mai tare în plină noapte. Cu cât oamenii sunt cufundați mai tare în întuneric, cu ignoranța păcatelor lor, și așa mai departe, cu atât mai mare este nevoia lor de o speranță vie în Iisus Hristos. Cu atât mai mare este nevoia lor de Hristos. De aceea, dacă există păcat și corupție în lumea de astăzi, șansele noastre să ne ducem la oameni cu lumina Evangheliei este mult mai mare, sunt mult mai mari decât altfel.
Fii o stea pe bolta cuiva. Adu o veste bună, că călăuzește la Hristos. Din păcate, biserica de astăzi trăiește o mentalitate foarte ciudată. Venim la biserică să vedem ce job face predicatorul. El trebuie să strălucească ca o stea, nu? Mai să coboară și foc din cer dacă ar putea. Și noi să dăm note. Mă, a nostru coboară mai mult foc din cer ca al vostru. Nu? Biserica se transformă în spectatori, a unor angajați, nu? Cum suntem noi popii, și nimeni nu mai face nimic. Știți că misiunea de a naște oi nu au ciobanii, ci oile. Oile trebuie să nască oi. Știți asta? Știți că oile nasc oi, nu ciobanii. Ciobanii nu fac oi. Ciobanii au grijă de oi. Știți că aveți exact la fel de mare șansă să aduceți pe cineva la Hristos și să fiți o stea pe bolta cuiva, cum are și Papa de la Roma? Știți asta? Tot aceea șansă. Se pare că Papa ăsta este mai grozav decât alții. E interesat de Evanghelie, de oamenii săraci, este omul anului acum, e foarte popular. Dar știți când se întorc oamenii la Hristos? Că se uită la televizor și ascultă vreo predică? Nu, pentru că le bate la ușă un vecin și invită la un small group, invită la o cafea, stă de vorbă cu el, îi dă o mână de ajutor, îi spune o vorbă bună, îl vizitează la spital, călăuzește pe cineva la Hristos, te rog anul ăsta, hotărăște să călăuzești pe cineva la Hristos, hotărăște să fii o stea strălucitoare pentru cineva. O, cântăm cu atâta nostalgie în bisericile noastre și mă bucur că la noi nu prea se cântă cântarea asta și chiar vă rog să nu o cântați. Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Bravo! God. Ne mai și lăudăm, mai și cântăm despre eșecul ăsta. No. Mai și cântăm despre eșecul ăsta. Nu știu ce se întâmplă cu compozitorii ăștia de apucă așa o inimă albastră de asta, de necâștigător de suflete. Ar trebui să ducem măcar un snop, măcar pe cineva la Hristos, să devenim purtătorul de cuvânt al lui Hristos, să devenim o stea în besna cuiva. Îmi place să cred că la Crăciunul acesta colindele au fost o stea pe cerul tău. Ai auzit o veste bună. Ai auzit îndemnul și predici să mergem împreună spre iesterea lui Hristos. Și îmi place să cred că suntem oameni înțelepți și nu punem la capitolul bizărării, ciudățenii, insolit, lucruri insolite, mesajele pe care Dumnezeu ne le-a dat. Pentru că indiferent cine suntem, ciobani sau magi, există un mesaj pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne iubește în mod egal pe fiecare dintre noi, suntem copiii Lui. Mă rog din toată inima ca biserica aceasta să devină o biserică câștigătoare de suflete, dar nu prin atât de mult prin programele ei, prin evenimentele ei, evangelizările ei și așa mai departe, ci prin oamenii care compun această biserică. Biserica asta să fie compusă de stele călăuzitoare spre Hristos. Vom începe din ianuarie încolo al treilea semestru de grupe mici. Mă rog lui Dumnezeu ca măcar unul, două sau mai multe sau chiar toate grupele să înceapă să câștige suflete pentru Domnul. Deveniți stele călăuzitoare spre Hristos.
Vreau să încheiem seara aceasta cu o rugăciune specială în care să făgăduim Domnului ca mesajul care vine din cer, mesaj salvator, să devină scopul vieții noastre și să devenim o stea călăuzitoare pentru cineva, să-L aducem la Hristos. Timpul trece, viața este scurtă, nu avem mult de așteptat. La sfârșit degeaba vom cânta, merge voi cu mâna goală, sau degeaba ne vom duce cu mâna goală. Pentru că am mirosit o viață care ne-a fost dată. Dacă într-adevăr viața noastră a fost salvată prin jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos, de ce oare nu spune vestea asta bună și altuia? Este ca și când ai găsit un doctor care te-a vindecat de cancer și taci din gură și nu spui la nimeni și mor oamenii de cancer în jurul tău și nu spui de doctorul ăla la nimeni. E ok? Nu e ok. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mesajul Crăciunului, care a venit la noi pe limba noastră a fiecăruia. Și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute ca începând de astăzi să devenim o stea călăuzitoare pentru cineva. Să-L găsească și alții pe Hristos și să se poată bucura și ei de mântuirea care vine prin El. Să ne rugăm cu toții.